Abilitate activată. Impact de secundă. Abilitate activată. Hiperbuzdugan. Abilitate activată. Tunde vampir. Acești copii pe care Ren i-a răpit de pe pământ au schimbat multe. Așa este. S-a dovedit util faptul că i-am hipnotizat ca să lupte cu noi. Pare așa de surprins. Bakugan, luptă! Bakugan, ridică-te! Hai, Ventus Strike Flyer! Bakugan, ridică-te! Ridică-te, Heos Lamagral! Bakugan, ridică-te! Hai, Pyrus Crackex! În sfârșit ne-am alăturat distracției și jocurilor! Și eu eram dornic de puțină acțiune. Acesta nu e un joc proștilor. Dorința noastră de a trece de scut și de a pune mâna pe element e serioasă. Acum, Crackex! Abilitate activată! Curent Arcan! Abilitate activată! Spadă arcadiană! Abilitate activată! Mare foc! Capitane Elright, primul scut. Linus, trebuie să iei elementul și să mergi la prințesa Fabia imediat. La prințesă, domnule? Poate luptătorii pe care îi caută ne pot ajuta în această luptă. Da. Neo, du-ne pe pământ. Ok, ține-te bine. Succes. Mai să fie. Iată-l pe capitanul forțelor nitiere. Gunoi, Gundalian. Aceasta e partea în care îmi spui unde e elementul. Grăbește-te, Linus. Trece timpul. Ne bazăm pe tine. Luptătorii Bakugan în pachetul secret. Aceste persoane sunt considerate extrem de periculoase. Feriți-vă de ele. Raportați imediat la administratorul de sistem. Nu se poate. Oare sunt real? Cred că da. Mișei murdari! Ce mișcare vicleană! Îi fac pe copii să le fie frică de noi! Da, va fi destul de greu acum să-i convingem să plece. Poate și-au dat seama că am intrat în sistemul lor de securitate. Wow, mai ușor, amice! Nu are rost să ne alarmăm până nu știm dacă suntem urmăriți. Da, trebuie să-i dau dreptate lui Aquamos. Dacă știau că le-am compromis sistemul de securitate, ne-ar fi prins până acum. Cred că ai dreptate. Poate nu și-au dat seama încă, dar până la urmă o vor face. Bă, dar de ce e mereu atât de complicat? Relaxează-te, amice! Adu-ți aminte! Chestia e să fii calm, tipule! Dacă rămâne concentrați, totul va fi bine! Mă întreb ce fac Dan și ceilalți. Adică nu se poate ca cineva să creadă aceste prostii, nu-i așa? Oh, toate astea sunt numai minciuni. Nu știu, de ce apare acolo? Ha? Chiar ai să crezi mai degrabă ce spune acolo decât pe mine? Vă spun, băieți, sunteți în pericol dacă rămâneți aici. Ne pare rău, nu e vorba că nu vrem să te credem, Dan. Ai fost mereu eroul nostru, înțelegi? Hei. Scuze. Trebuie să ne credeți, vă rugăm. Nu avem niciun motiv să vă mințim. Suntem aici doar ca să vă ajutăm. Veniți? Tu ce zici? Vorbiți serios? De ce sunteți atât de încăpățânați? Ia-o mai ușor, Dan. Nu vrem să atragem atenția asupra noastră. Wow, dragă. Nu-mi vine să cred. Nu pot să cred că e el. Eu nu l-am mai văzut așa de aproape. Amândoi suntem fani în rei. Da, da, bine, vom merge, arătați-ne doar drumul. Da, orice spune Drago. Ce se întâmplă cu tine? Știi, tocmai am ajuns din erou în zero. Termină cu smiorcheala, am obținut ce-am vrut. Da, cred că ai dreptate. Fabia, poți să ne transporti în Bayview? Sigur. Ok, toată lumea, prindeți-vă de mână. Aronaut, dacă ești pregătit. Sigur că da. Prințesa Fabia este aici? Da, acestea sunt coordonatele cu care s-a logat la palat. Aceste persoane sunt considerate extrem de periculoase. Arată a fi afișe cu infractor. Imediat la administratorul de sistem. Ce? Vă mulțumim pentru cooperare.
De ce, prințesă Fabia? Cu asta sunt 5 grupuri de copii transportate. Da, să nu ne oprim. Au mai rămas înăuntru mulți care au nevoie să fie salvați. Ha? Ce se întâmplă, Shun? Ha. Hei tu, stai! Cine ești? Hm? Tu ești cel din înregistrare? Linus, poate că ei? Ha, un alt gundalian? Spune-mi, lucrezi cu prințesa Fabia? Cine întreabă? Eu sunt Linus Claude, un cavaler de Penitia. Ți-l prezint. Partenerul meu, numele lui este Pyrus Neozibzem. Un cavaler castelan? Dacă țin bine minte, tu ești unul din bakuganii pe care prințesa i-a luat cu ea în misiune. Da, așa este. Sunt Ventus Hactor și vă stau la dispoziție, domnule. Stai, e sigur că putem avea încredere în el? Hei, Ren, ar trebui să te uiți puțin la asta. Ha, s-a zis cu sistemul tău impenetrabil de securitate, istețule. Un eșec epic. Mereu îmi provoci dureri de cap, Shun. De ce vrei să o vezi pe Fabia? Am ceva pentru ea, dar e foarte important să-i dau personal acest lucru. Soarta Nitiei este în pericol. Foarte bine. Pe aici. Uită-te la ei, arată exact ca o pereche de șobolani uriași. Spune-mi, Mărucio a fost cel care a găsit o cale de intrare? Ren! Nu-l recunosc pe prietenul tău. Tipul ăsta e... Gundalian. Foarte bine, și presupun că tu ești de Penitia? Acum că știm distribuția personajelor, ce facem cu ele? Repede, trebuie să mă duci la prințesă. Așteaptă, Linus. Hă? Suntem din garda castelului. Nu ne stă în fire să fugim de luptă, trebuie să rămânem pe poziție. Dar eu nu fug. Suntem aici pentru că ne-a dus soarta. Trebuie să luptăm până la capăt, la bine sau la rău. Ah, soarta. Uneori e atât de puternică, alteori atât de fragilă, că și vântul e trecătoare și atât de frumoasă. Nu ți-am reținut numele. Numele meu e Shun și orice aliat al Fabiei e aliatul meu. Aș fi onorat să mă alătur ție în luptă. Onoarea e toată a mea. Lupta Bakugan dintre Shun și Linus împotriva lui Jesse și Ren va începe acum! Câmp de luptă deschis! Carte de poartă pregătită! Bakugan luptă! Bakugan, ridică-te! În numele Nitiei îi voi doborâ pe fiecare gundalian în parte. Ca și atunci când se sting luminile la teatru. Gongul anunță începutul primului act. Bakugan, luptă! Bakugan, ridică-te! Ridică-te, Ventus Plutian! Sunt pe cale să bat și eu gongul! Bakugan, luptă! Ha! Bakugan, ridică-te! Hai, Ventus Hactor! Sunt gata să pun la pământ niște gundalieni! Bakugan, luptă! Bakugan, ridică-te! Acum, Darkest Linehalt! Ha! A, cu o distribuție ca asta, cu siguranță vom avea o reprezentație epică astăzi! Abilitate activată! Lovitură în zbor! Abilitate activată! Zăceata arcuită! Mi-ai plătit pentru asta! Ah, iubesc să am un dușman demn. Ai de gând să-l inviți la cină sau să îți dezlănțui următorul atac? Ah, Plitian, să nu uităm că graba strică treaba. Abilitate consecutivă activată! Hyper verde! Ce se întâmplă? Și acum, distrugător zburător! Factor! Abilitate activată! Sferă de apărare! Ce? Ce-i asta? Această abilitate absoarbe toate abilitățile oponentului și le deviază înapoi. Sper că-ți place gustul propriilor medicamente, Jesse. Abilitate activată! Bolting Vibra! Abilitate activată! Apărare ninja! Dans de vânt sălbatic! Lasă copiii în pace! Sau ce, Shun?
Jesse, de ce pierdem vremea? Lasă-mă să-l dobor! Răbdare, să nu trecem direct la punctul culminant! Echipament Valentor pregătit! Echipament de luptă pregătit! Echipament de luptă? Abilitate echipament de luptă activată! Echipament Volantor Cyclotron! S-a zis cu tine! Snio! Oh, nu! Ce? Ai rămas fără cuvinte, Shun? Abilitate activată! Demolatorul! Hardor! Acum primești ceva în plus! Echipament de luptă pregătit! În regulă! Echipament de luptă în forță! Haide, du-te acum, Lionheart! Ai grijă, Hector! Haide, echipament de luptă activată! Închizătoare Boomix! Rezistă, Neo! Carte de poartă deschisă! Explodează! Boomix-ul a fost deviat? Explozia anulează o abilitate a oponentului și aduce nivelul de putere al tuturor Bakuganilor înapoi la nivelul lor de bază. Acest nou membru misterios al distribuției mă face să mă întreb care e motivația lui. Abilitate activată! Furtuna fantoma! Cui pasă? Motivația mea e să distrug! Abilitate activată! Lovitură puternică! Plidian! Acel Bakugan e... puternic! Haide, Lionheart! Dacă tu ești cel mai puternic de pe Gundalia, atunci poate că nu avem de ce să ne facem griji. O, da, mai vedem noi! Abilitatea echipament de luptă activată! Dimensiunea Boomix! S-ar putea să fie interesant. A dispărut! Ce? Hector, ești bine? Aceasta a fost o mișcare ingenioasă, la fel ca și cea de a transporta atacul. Asta a durut! Forța vitală a lui Shun, 60%. Nu a căzut! Ai nevoie de ceva mai puternic decât asta ca să-l dobor pe Neo. Abilitate activată! Distrugere de metal! Forța vitală a lui Ren, 40%. Ce putere! Să fiu scos din scenă la mijlocul reprezentației ca un simplu figurant? În actul al doilea vor vedea că sunt, într-adevăr, un mare talent! Carte de poartă pregătită! E timpul să creștem miza! Bakugan luptă! Bakugan, ridică-te! Ridică-te, Ventus Plitian! Bakugan luptă! Bakugan luptă! Bakugan luptă! Să terminăm cu asta! Abilitate activată! Tornadă de zgură! Ridică-te, Hector! Abilitate activată! Apărare ninja! Dans de vânt sălbatic! Abilitate activată! Săgeata arcuită! Echipament de luptă în forță!
Abilitatea echipament de luptă activată! Închizătoare Boomix! Ha! Abilitate activată! Colț de ciclon înălțat la cer! Actul final e al nostru! Abilitate activată! Izvor de gravitație! În genunchi, Michel Nitian! Corpul meu! Iată-ne! Abilitate echipament de luptă activată! Dimensiune Boomix! Abilitate activată! Apărare ninja! Spirală încrucișată! Nu mă mai las păcălit! Forța vitală lui Ren, 0. Cât rafinament! Balet de durere și distrugere! Acum e rândul nostru să ne alăturăm luptei! Balet? Vorbești serios? Abilitate activată! Hyper verde! Oh, da! Ce sens? Hector! Forța vitală lui Shun, 0. Aceasta a fost reprezentația anului! Abilitate activată! Forță vie! Ce se? Energia mea! Bine jucat, domnule! Dar mai am o surpriză pentru tine! Poți să o numești final neașteptat! Carte de poartă deschisă! Echipament baricada! Cartea de comandă e legată de echipamentul lui de luptă. Ce? Echipament de luptă în forță! Abilitate echipament de luptă activată! Echipament Valentine Nirvana! Oh, nu! Dacă pierd lupta asta, îl voi pierde pe Neo și, bineînțeles, elementul. E timpul să ieși din scenă! Nu mai este niciun pis pentru tine, fiindcă... Acesta e sfârșitul! Neo! Linus! Linus! Shun, stai! Linus! Îmi pare rău, Linus! Eu... Forța vitală lui Linus, 0. Bătălie încheiată! Câștigător Jesse și Ren! Bună treabă, Jess! Un Bakugan de pe Nitia e un trofeu minunat de câștigat! Acum că îl au pe Neo, Nitia e condamnat. Linus, rezistă! Linus! 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 Prințesă Fabia! Linus, slavă Domnului că te-ai trezit! Oh, Linus! Unde sunt? Nu-ți face griji, ești în siguranță acum cu noi. Dar ce cauți aici? Îmi pare rău. Ar fi trebuit să am grijă de el și să ți-l dau ție, dar l-am pierdut. Ce ai pierdut? Elementul. Și acum e la dușmanii noștri. Ce? De ce ai spus mai devreme când l-au luat pe Neo că Nitia e condamnată? Stai puțin, cine e Neo? Condamnată? Elementul? Încă nu sunt foarte sigur ce este elementul acesta de este atât de important pentru Nitia. Tot ce știu este că e foarte puternic și că acum e pe mâna gondalienilor. Din fericire, ei încă nu-și dau seama că este în posesia lor. În timp ce am încercat să găsim o cale de a-l recupera, a apărut Sid și m-a provocat la o bătălie. Bineînțeles că am acceptat, poate dacă îl înving ne duce înapoi la element. Acțiunea devine extrem de intensă, trebuie să vezi asta cu ochii tăi ca să ne crezi. Îți spun sigur, Bakugan luptă! O, da!